Oamenii legii au stabilit faptul că examinatorii auto primeau sume de bani de până la 300 de euro pentru a facilita obținerea permisului auto de către cursanți. Astăzi, Curtea de Apel Craiova va decide dacă cei 5 vor rămâne în stare de arest preventiv pentru 29 de zile. Judecătorii craioveni vor stabili dacă persoanele reținute în acest dosar vor face sărbătorile în arest.